Pentru zilele orașului, care vor fi organizate de primărie în luna aprilie, costurile, spune edilul, vor fi suportate de către sponsori. Trebuie să fie vorba de sume mari, având în vedere că la Giurgiu vor concerta artiști ale căror onorarii sunt printre cele mai mari din showbizul românesc. Deputatul Liliana Ciobanu vrea să știe cine sunt sponsorii orașului și cu ce sume contribuie aceștia, nu de alta, ci pentru a le mulțumi. Pentru noi, locuitorii Giurgiului, vrem și noi să știm firmele care sponsorizează aceste zile ale orașului, public, să le mulțumim și noi, giurgiuveni. Pentru că nu cred că este un secret dacă o firmă face o donație către primărie, din contră, trebuie să o aplaudăm și să îi mulțumim acelei firme că face un efort să distreze giurgiuveni. Și spun asta pentru că am văzut acolo în acel articol nume destul de sonore ale noastre, ale României, cum ar fi Loredana sau Ștefan Bănică Junior. Știm și noi cu toții ce sume au aceste persoane pretinse pentru concertele pe care le desfășoară. Tot în cadrul conferinței PSRO de la Giurgiu, profesorul Marian Damian le-a sugerat giurgiuvenilor să nu se lase influențați de răuvoitori atunci când trebuie să semneze pentru susținerea candidaților la primăria Giurgiu. Țin să spun cetățenilor orașului Giurgiu că ei pot, conform legii, și vă voi da exact legea 115/2015, articolul 51 aliniatul 3, scrie exact, un cetățean poate să susțină câte persoane dorește dumnealui. Nu are niciun fel de obligație să susțină o persoană sau pe alta și să se oprească acolo. Poate să susțină pe oricine. Este practic un filtru pentru ca un candidat care își dorește să ajungă în cursa electorală acolo să treacă de, practic de prima sită. Reprezentanții PSRO de la Giurgiu spun că și-au propus să informeze giurgiuvenii cu citate din legi, pentru a nu se mai crea confuzii, având în vedere că se apropie campania electorală, iar dezinformările s-au înmulțit.